Este 3 aprilie, ziua Jandarmeriei Române, și ne bucurăm că am ales să sărbătorim această zi alături de giurgiuveni. Ne bucurăm și de faptul că vremea ține cu noi și iată că deja foarte mulți copii, dar și simpli cetățeni au venit să ne viziteze atelierele de prezentare. Le vor fi prezentate, sunt și expuse materiale din dotarea detașamentului 1 Jandarm Mobil Giurgiu, pentru spartușile, peste de protecție antiglonț, frânghia și hamul special pentru coborâri de pe clădiri, cătușele, precum și celelalte materiale, vestă de salvare a populației în cazul unor situații de urgență civilă, portavoce, majoritatea materialelor cel mai frecvent folosite în îndeplinirea misiunilor de asigurare și restabilirea ordinii publice. Zi și făcut, timp de câteva ore, zeci de copii au vizitat atelierele de prezentare a ținutei militare și a tehnicilor din dotare. Încă de la începutul acțiunii, copiii au luat cu asalt autospecialele jandarmilor. Ușor, în timp ce unii erau atrași de mașina de intervenție, alți școlari participau la o demonstrație de încătușare a unei persoane. Aici jandarmii au explicat pe înțelesul copiilor cum funcționează o pereche de cătușe. Toți de aici, ușor, da? Și pui așa. Ușor, ușor. Subiect de televiziune. Da? Și acum? Și cealaltă televiziune. Și cealaltă mânuță, da? Zi, tata, dăm și cealaltă mânuță, te rog frumos. Și cealaltă mânuță. Da? Uite aici, am dacă da mic cerință. Și acum ne cerem scuze față de tataie că am uitat cheia. Da. Ce interesant. De departe, cea mai atractivă demonstrație a fost aceea în care au fost implicați câinii jandarmilor. Rec Citina, doi ciobănești germani le-au oferit școlarilor adevărate lecții de disciplină. Bat. Deși mulți dintre ei s-au aflat pentru prima oară la ziua jandarmeriei, copiii spun că și-ar dori să îmbrățișeze oricând cariera de jandarm. Îmi place foarte mult și mai vreau să vin de data viitoare. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut cătușele când mi le-am pus pe mână și căței. Și mi-a plăcut și mașinile. Te văd aici urcată în mașină, cum ți se pare? Mi se pare foarte frumos. Ai vrea să devii jandarm? Da. Este pentru prima oară când vii? Da. Ai vrea vreodată să te faci jandarm? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult de aici? Câinii și cătușele și armele. Acțiunea s-a desfășurat cu ocazia împlinirii celor 165 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Tot cu acest prilej, jandarmii au distribuit pliante pe teme de prevenire a faptelor antisociale și pentru prezentarea instituțiilor militare de învățământ în care se pregătesc viitoarele cadre ale Jandarmeriei Române.